Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție BZI Live. Discutăm la acest moment cu invitata noastră permanentă, doamna Maria Gheorghiu. Vom afla noi predicții, noi previziuni pe care le va face astăzi. Să vedem și noi cam ce ne mai așteaptă în continuare pe toate planurile, și politic, și al sănătății. Și ne va mai oferi dumneavoastră câteva informații foarte interesante. De altfel, vom deschide și blogul dumneavoastră, pe care vă invit să-l și accesați. Bună ziua! Ce faceți? Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație. Vă așteptam cu mare drag. Și eu abia așteptam să stăm de vorbă. Cred că n-am mai vorbit de vreo 2 săptămâni, nu? Da, cam 2 săptămâni sunt. Numai puțin să-l rog pe colegul meu să rezolve aici o defecțiune tehnică cu monitorul în care ar trebui să vă văd pe dumneavoastră. Perfect, gata, s-a rezolvat și vă văd acum. Ce-ați mai făcut? Așteptăm primăvara. Așteptăm ghiocei, dar până la ghiocei trebuie să vină acea zăpadă, ca în povești despre care am scris și am scris cred că acum vreo săptămână sau mai bine. Știți că astăzi sunt temperaturi ridicate cam în toată țara, cred, cel puțin la Iași sunt 13 grade, jumătate 14. Este așa, ca o temperatură de primăvară. Și acum așa veniți și spuneți că vine zăpada aceea mare. Păi am mai spus acum vreo 10 zile, cred că în sudul României va ninge chiar ca în povești, liniștit, fără să bată vântul. Deci am scris pe blog și chiar dacă unii dintre cititori nu cred și făceau tot felul de glume nesărate, ca să le spun așa într-un cuvânt mai civilizat, deci vor vedea că n-a plecat iarna și că trebuie să păstrăm hainele groase. Exact. Pentru că iarna... Până la urmă, trebuie să ne dăm seama că suntem în luna februarie. Încă nu e primăvară, chiar dacă avem, iată, astfel de temperaturi neobișnuite pentru această vreme. Trebuie să ne pregătim din nou pentru un episod de zăpadă, așa cum spuneți. Și mi-amintesc că de anul trecut, când ați spus în preajma lunii aprilie, atunci când a și nins consistent, că va ninge, nimeni nu mai credea. Și după aceea, la câteva zile, exact așa s-a petrecut. Deci așa scria și acum ceva timp în urmă, deci în ianuarie era că nu vom scăpa de zăpadă și chiar îi rugam pe toți cei care citesc să nu pună hainele groase în șifonier pentru că vom mai avea nevoie de ele. Deci chiar va ninge cam povești. Și chiar așa era și mesajul ăsta, nu? Care a venit de sus. Ninge cam povești. Wow. Putem să-l și căutăm în ianuarie, cred. Pe la sfârșit și cei care nu cred și cred că de acum un pic de soare și faptul că ies în grădină zambilele, ghiocei, asta nu înseamnă că vine primăvara. Încă n-am văzut, uite, am găsit, încă n-am văzut ce înseamnă iarna adevărată. Deci vom avea iarna adevărată. Uite, era în 30 ianuarie și auzeam un glas, a dat și numele țării, deci nu pot să spun că va fi undeva în sudul unei țări. Nu. În România, viața ca în povești. Uite ce frumos a spus glasul. În sudul României, un glas îl corectează. Știi că în sudul României, ninge ca în povești. Și vedeam fulgi mari, căzând frumos, cum cade ploaia torențială, cum se așterneau și zăpada era așternută pe pământ. Da. Nu pică nimeni să creadă ceea ce spun eu. Doar să urmărească în timp și să vadă că așa se întâmplă atâta tot. Ce ați mai făcut între timp? Ce ați mai auzit? Ce ați mai aflat? Între timp am mai scris pe blog ceea ce am până la astăzi. Dar ceea ce nu am scris pe blog, am aici caietul. Așa arată caietul meu. Așa arată. Puțin mai în dreapta dumneavoastră. Mai în dreapta. Așa, da. Gata, da. Da. Acolo sunt toate însemnările, nu? Îl las de caiet. L-am la mine la căpătăi. Mă duc afară, îl iau cu mine. Deci, așa scriu. Și ieri și astăzi vreau să zic că am scris la special astăzi despre ceva, despre Timișoara. Iarăși revenim la Timișoara. Să nu uităm că scriam cu ani urmă despre o nouă revoluție și nu o spun cu bucurie, ci o spun cu tristețe. Și când un glas spunea că Tăvălugul va veni tot de la Timișoara. La Timișoara a început revoluția 1989, tot de la Timișoara va începe și adevărata noua revoluție. Și uite ce spunea glasul, Timișoara, noi știm că Timișoara are județul Timiș.
De data aceasta, glasul spunea județul Timișoara. Deci, pe lângă ceea ce se va întâmpla, că va începe noua revoluție de acolo, Timișoara, în timp, în decursul anilor, sau poate mai puțin, nu știu, nu va mai fi doar Timișoara ca municipiu, ci va fi județul Timișoara. Uite, o noutate. Așa cum Iașiul, va deveni în timp capitala României, nu va mai fi Bucureștiu. Am scris de mult acest lucru. Și Iașiul va deveni capitala României. Acum este București. Așa și Timișoara va deveni județul Timișoara. Și ceea ce vedeam, Roxana, vedeam la Timișoara oameni mulți care fugeau, pur și simplu, se înghesuiau și mergeau și pe scările autobuzelor. Deci oamenii se îmbuzeau și vroiau să ajungă într-un anume loc, probabil la București sau chiar în Timișoara, acolo unde, nu știu. Dar era vorba de un protest foarte mare. Deci erau autobuze aglomerate și oamenii fugeau să le prindă și mergeau chiar pe scările autobuzului. Deci mie asta mi-a creat o impresie. Și ceea ce este nu este că Timișoara va deveni județul Timișoara. Nu știu că va fi peste 5, nu știu, dar așa cum și Iașiul, fiindcă tot mi-am amintit că am vorbit de Timișoara, va deveni capitala României. Când vor vorbi de România de capitala ei, va fi capitala la Iași. Da, foarte interesant. Practic se va închide cercul, nu? Da. Și aș mai spune, deci am spus despre Timișoara, e posibil ca să auzim de noi proteste în Timișoara, proteste mai mari, cum a fost până acum. Și, Doamne ferește, chiar de aici, spun Doamne ferește, să se întâmple atât de repede, să pornească din nou cea revoluție despre care scrie de ani de zile și nu spun de la mine, ci spun numai de la Duhul Sfânt. Înainte să intrăm în emisiune, chiar m-a rugat la Bunul Dumnezeu și la Maica Domnului ca să nu mă lase să spun ceva, să greșesc ceva și întotdeauna să-mi amintesc și să spun doar cuvântul său. Așa, și aș mai spune despre Dobrogea, un glas dimineață m-a trezit, n-am apucat să spun pe blog, și spunea Dobrogea, îmi este milă de locurile de acolo, îmi este milă de Dobrogea. Nu știu ce se va întâmpla cu locurile de acolo din Dobrogea. Dar probabil că vom auzi în timp despre Dobrogea va ieși în evidență cu pământurile de acolo, cu locurile unde stau oamenii. Da, înțeleg. Deci, nu pot să încerc eu, Roxana, să tâlcuiesc pentru că m-a învățat Doamne minte și am greșit adeseori și nu vreau să mai greșesc. Deci e vorba de locurile din Dobrogea în care un glas spunea că îi este milă de locurile din Dobrogea. Ce se va întâmpla, nu am de unde să știu. Despre această nouă revoluție, noi am mai vorbit și în alte emisiuni și spuneați că va fi mult mai mare decât cea din 1989 și știu că atunci lumea și-a pus cumva speranțele că va produce o schimbare. Schimbarea, da, s-a întâmplat, dar nu știu dacă foarte mult în bine sau atât de în bine încât așa cum se așteptau oamenii. Acum, cum va fi după ce se va întâmpla? E începutul schimbării în bine. E începutul schimbării în bine. Va fi un pas spre normalitate, nu? Ne gândim că vine războiul peste noi pentru că nu va veni. Voiam să vorbim și despre acest lucru pentru că am tot văzut la televizor zilele acestea ce se discută despre tinerii care urmează să fie înrolați în armată pentru că cu siguranță atunci când Vladimir Putin va înceta războiul în Ucraina, ci că România ar fi următoarea țintă. Eu relatez ce se vorbește la ora actuală pe toate posturile TV. Eu am știri și până la urmă, la început se începe așa ca să creeze panică, că mi-au scris cititorii, doamna Maria, uitați ce vrea, vine război, au zis gata, ne pregătim de război. Dar de fapt, la final, cei care dădeau astfel de știri spunea că da, România are nevoie să reia stagiu militar, cine vrea și să fie plătit. Deci de ce nu s-a spus de la început că România are nevoie de militari ca și înainte să formăm și noi să avem armată, ca cum aveam înainte. Dar nu întâi bagi lumea în sperieți că ne pregătim de război, că așa trebuie să ne pregătim de război, așa, și la urmă, la final îi spui, poate omul s-a plictisit și nu s-a mai uitat. Și la da, final, da, da. România, da, așa a spus ministrul apărării, că trebuie să
tinerii care vor, sunt plătiți să vină să facă stagiu militar. Nu obligă pe nimeni. Dar oamenii deja s-au ridicat săraci, s-au speriat și nu s-au mai uitat la final. Da. Nu, România nu va fi afectată de război deocamdată. Așa. Și nici când va începe războiul, vor trece toate, am mai spus lucrul acesta și nu de la mine, ci numai de la Duhul Sfânt, vor trece toate pe deasupra României, dar nimic nu va cădea în centrul României. Nu. Când va începe războiul, unde? În general, al treilea război mondial despre care tot vorbim și care va fi, va avea loc. Deja au început anumite țări cu neînțelegeri, cu bombardamente mai mari, mai mici, conflicte de tot felul. Dar România undeva, știi, cum o clătim într-un lan de grâu, o floricică de mac. Este una singură și o clătim doar pe aceea să nu-i se întâmple nimic. Așa va fi și România. Deci, de jur împrejur va fi neghină, dar România va fi intactă, va fi ocrotită. Îmi scria cineva pe blog, doamna Maria, o doamnă cred că era, zice, oare vine războiul peste noi, când a văzut la televizor și a auzit, așa. Și zice că dacă vin rușii peste noi, eu au mulțime de pământuri și mi le ia. Chiar m-a făcut să râd oarecum așa, știi, râsul plânsul. Adică în loc să se gândească la ea, la familie sau așa, ea se gândească la ea. Prin rușii și ia pământurile. Deci fiecare felul lui, da, sigur. Da. Îmi scrie multă lume și mă întreabă ce se întâmplă. Ca mai ales că au văzut, au auzit și au văzut informațiile astea peste tot scrise și spuse că România se pregătește de război. Nu, România este ca și până acum, doar că vor să-și refacă armata a țării, să aibă soldați, dar nu înseamnă că îi trimite pe frontul de luptă. Deci, nu, nu. Trebuie să stea liniștiți. Uitați cum întreabă cineva acum când se va întâmpla, când se vor întâmpla aceste lucruri despre care vorbiți acum. Știi, Roxana, că niciodată nu am putut să spun o anumită perioadă de la mine sau un anumit timp de la mine. Pentru că dacă Dumnezeu ar vrea să-mi spună și timpul, mi-ar spune în data de anul cu tare se va întâmpla așa ceva. Deci eu nu pot să spun, să adaug ceva de la mine și să spune de la mine că am intuit eu sau că așa simt eu. Nu am voie să schimb niciun cuvânt. Mi se întâmplă adeseori, Roxana, să, atunci când scriu pe blog, să încerc să dezvolt mesajul divin pe care l-am primit și un glas, o forță nevăzută stă în dreapta mea și pur și simplu îmi dictează ce să scriu. Iar eu, dacă mă încăpățânez să las cuvintele mele în dezvoltarea acelui mesaj divin, îmi spune, nu așa, scrie așa cum îți spun eu, așa scrie. E un glas care nu poți să-l distingi, că e de femeie sau e de bărbat. Pur și simplu îl simt că e un glas divin. Și deși sunt singură în încăpere, ca să spun așa, totuși sunt cu cineva. Cineva îmi spune, îmi dictează pur și simplu, așa cum ne auzim, aud eu glasul divin, care pur și simplu îmi dictează ce să scriu. Și atunci ar fi un păcat, pentru mine în primul rând, și ca să spun ceva de la mine și să greșesc. Deci nu știu cum se vor întâmpla toate acestea. Dar de iarna aceasta. Uitați ce spune cineva, că Republica Moldova va fi bombardată. Aveți idee? Aveți... Am scris, cred că cu vreo 2 ani în urmă, că atunci, imediat după ce am... a început războiul cu Rusia, cu Ucraina. Da, într-adevăr, am scris despre Republica Moldova, spunea un glas din cer că urmează Republica Moldova. Deci, mai mult, nu știu ce să spun. Deci, așa a spus. Deci, ce putea să spuneze decât vorba de război. Dar știi cum e, Roxana? Dumnezeu e mare și puternic și îngăduitor. Iar rugăciunile oamenilor, a semenilor, a românilor, a moldovenilor, poate să întoarcă gândul lui Dumnezeu și Dumnezeu să apere și Republica Moldova, pentru că face parte din țara sa, din țara aleasă, din România adevărului Duhului Sfânt și Republica Moldova. Dar din ce vedeți? Și Moldova. Credeți cumva că oamenii s-au mai îndepărtat de credință? Da, din păcate, oamenii s-au îndepărtat de credință și nu o spun pentru că, Doamne ferește, aș vrea eu să zic că eu sunt cea mai. Nu, nu, am și eu păcate ca toată lumea, aduc un trai modest, dar oamenii s-au îndepărtat de credință și pun accent mai mult pe
tot ceea ce câștigă zilnic, financiar, material, pe distracție. Se gândesc că dacă acum sunt tineri și au și copii și sunt fericiți, nimic rău nu se poate întâmpla. Deci aveam undeva un mesaj referitor la dacă oamenii s-au îndepărtat de credință. Era un mesaj în care spunea, zice, era un tânăr și spunea, zice, gata, sunt fericit, am toate bogățiile din lume. Acum pot să mă veselesc și nu citesc din Sfânta Evanghelie, că avem și acolo, din un mesaj pe care l-am primit cu ceva timp în urmă. Și era la munte și în momentul în care acest tânăr întindea brațele și spunea cât de fericit este, cum are de toate, o avalanșă de pe vârful muntelui a venit și l-a acoperit. Și gata, s-a dus cu fericirea și cu bogăția lui. Deci acestui tânăr pe care mi l-a arătat Dumnezeu îi lipsea credința. Deci se credea că este stăpân, că este un Dumnezeu. Și uite că atunci când ne credem mai puternici, că nu depindem de Dumnezeu și de Maica Domnului, atunci Dumnezeu ne mai arată. Dar e mai bine să ne dea așa câte o încercare ca să putem ieși și să ne învățăm minte decât să ne ia cu totul sus. Da, s-a îndepărtat lumea de credință, mă uit și la Sfintele Biserici, nu sunt chiar cum ar trebui, nici pe jumătate pline. Ar trebui să facem cu sufletul și cu inima, pentru că cu atât rămâne. Atunci când avem o tristețe, o durere, o frică, în momentul în care ne rugăm la Dumnezeu și la Maica Domnului cu Sfinții Săi, chiar simțim ajutorul în sufletul nostru. Dispare acea teamă, acea frică, dispare. Da, de ce credeți că nu știu, că procedează oamenii astfel? Știi cum spun oamenii adeseori, aici e și raiul, aici e și iadul. Deci ei nu cred în viața veșnică. În momentul în care se văd că au bani și averi, aur, știu, toate bogățiile lumii, se cred atotputernici și le spun că lor nu li se poate întâmpla nimic, nici familiile lor, deoarece banii deschid toate ușile. Da, dragilor, așa este, banii deschid toate ușile. Dar la Dumnezeu ușile sunt ferecate, acolo se deschid numai cu faptele noastre și numai cu credință. Deci să nu ne culcăm pe ureche și dacă avem bani cu nemiluita, să credem că banii ne pot salva din orice situație. În momentul în care ne îmbolnăvim, nu putem să mai facem nimic cu banii. Pur și simplu toate rămân de noi. Oamenii ar trebui mai mult să se gândească la sufletul lor. Se întâmplă, sunt sigură că li se întâmplă adeseori celor bogați că au nevoie la un moment dat de puțină liniște, simt nevoia să facă un bine, să zâmbească, să râdă, să ia de mână pe cineva necăjit, să-i cumpere ceva. Sunt sigură că au și astfel de episoade în inima și sufletul lor. Acele momente sunt ale sufletului. Sufletul lor își dorește acest lucru. Dacă trupul hrănim cu mâncare, cu toate băuturile scumpe, cu tot ce ne-a lăsat Dumnezeu, sufletul nu-l putem hrăni decât cu credință. Cu credință, cu iubire, cu dragoste față de aproapele. Un glas nu de mult timp spunea, zic, cere de la Dumnezeu dragoste, dragoste și iar dragoste, îmi spune. Și în rugăciunile mele așa cer de la Bunul Dumnezeu, dragoste, dragoste, dragoste. Și în momentul în care cineva mă supără, mă jignește sau nu știu, spune alte cuvinte, în acel moment nu simt decât pentru acea persoană, simt doar compasiune. Nu simt ură, nu vreau să mă răzbun, ci pur și simplu iartă-l, Doamne, că nu știe ce face sau n-a știut ce face. Iartă-l că și el este Dumnezeu. Și atunci ce este fericirea? Că spuneați, povesteați de acel tânăr care se considera extrem de fericit și iată că... Pentru mine fericirea, Roxana, știi cum e? Seara să mă rog și să adun cu rugăciunile nu numai pe buze, în inimă și în suflet. Dimineața să mă trezesc și spun exact ceea ce fac eu. Deschid ochii și spun lui Dumnezeu și Maicii Domnului, mulțumesc, Doamne, și Maica Domnului că m-am mai trezit și astăzi. Și mulțumesc că m-ai ajutat să mă dau jos din pat și te rog, fii în ajutor în fiecare clipă.
Par punctul pașii, Doamne și Maica Domnului, pe unde voiește astăzi? Ca nu cumva eu să greșesc. Și când plec, până la piață, eu știu, până la pâine, oriunde, vin la Maica Domnului, aici, oriunde, văd o Sfântă Icoană, sau dacă nu avem în fața noastră Sfântă Icoană, să facem Sfânta Cruce și spunem, Doamne, ajută-mă să ajung acolo, să fac, să umblu numai într-o ale tale și să mă întorc sănătos sau sănătoasă acasă. Asta este fericirea, să ne trezim sănătoși și să putem să facem tot ceea ce ne dorim. Nu să ne dorim bogății, averi, că astea nu putem sta nici în 10 palate, nu putem conduce nici 10 mașini deodată, nu putem să cheltuim nici toți banii pe care ne-am dorit. Și cât poți să pui, ce haine poți să pui, cât aur poți să porți, să zic Da, așa. da, da. Nu, nu, nu. Fericirea este să ai voință, să ai credință și dragoste pentru aproapele tău și să fii sănătos, să te bucuri de viață. Viața este atât de frumoasă, și cu bune și cu mai puțin bune. Știu că avem mereu, ne gândim, vai, uite ce rău o duc eu și ce bine o duce acela. Poate acela, la un moment dat, Dumnezeu are un plan cu el și la un moment dat lasă toate și pleacă la cer. Dar tu care ești sănătos și poți să muncești, te bucuri și de un fir de iarbă, de floricică, tu ești cel mai fericit. Asta este fericirea, să poți să mergi la Sfânta Biserică, să poți să vorbești cu preotul, să te spovedești, să te împărtășești, să vii acasă să dai cuiva un covric sau o eugenie sau un leu la un copil. Asta este cea mai mare fericire. Uitați ce întreabă cineva, dacă ar trebui să credem în vise, cumva, dacă visezi ceva urât și povestește aici, de exemplu, că a visat că era un cutremur foarte puternic, ar putea fi considerat un semn? Nu. Depinde. Ar putea fi considerat și un semn, dar nu neapărat dacă a visat că e cutremur, și întâmplă acel cutremur în țara în care a visat sau în România sau. Și mie mi s-a mai întâmplat să chiar să visez. Eu mă mir câteodată când visez, Roxana, pentru că eu nu am timp să visez. În momentul în care ațipesc, nu știu. Dacă un glas îl aud în jurul meu, eu imediat deschid ochii și scriu ceea ce aud. Și mă mir și eu câteodată când adorm am un somn mai profund și visez. Știi? Și am visat și cu tremure și am visat că eram în camera mea și se cutremura camera mea. Dar, de fapt, nu fusese niciun cutremur mare sau care să mă sperie. Nu, nu trebuie să credem neapărat în visuri. Nu tot ce visăm este și premonitoriu, nu? Absolut. Dacă vrei, oamenii se gândesc la cutremure, se gândesc la războaie și în momentul în care ei adorm, de asta visează ceea ce văd și se sperie. Nu se întâmplă. Vreau să trecem și la blog. Aici ați scris ieri în felul următor, este un titlu: România acoperită. Unde este România? De Da, ce era acoperită? mi-a plăcut și mie acest mesaj. România acoperită, unde este România? Știi cum e? În momentul în care va începe cu adevărat cel de-al treilea război mondial, mulți vor căuta și România și pe țara noastră să-i facă rău. Dar Dumnezeu, Duhul Sfânt, o va acoperi cu aripile sale și cei care o vor căuta pe România vor vedea că văd doar cerul și nu vor vedea România ca țară. Și de asta România o acoperită, unde este România? Pentru că la Dumnezeu totul este posibil, ce la noi nu este posibil. Adică România va fi ocrotită, exact cum am mai spus și nu de la mine am spus, de toate dezastrele. România este cu adevărat grădina Maicii Domnului și este poporul ales care va sfinți celelalte popoare. Este vorba aici doar de Sfânta Treime care va face ca România pur și simplu să nu apară în ochii vrăjmașilor, a dușmanilor, ci pur și simplu zic, băi, unde este România? Că era acolo, nu văd, vreau să trimit acolo o rachetă, vreau să trimit o bombă. Nu o găsesc, nu știu unde. Pur și simplu Dumnezeu le face, le încetușează vederea să înțelepciunea lor le scade ca să nu găsească România, să poată face rău României. Știu că par niște povești, dar sunt niște povești adevărate. Și ar trebui să fim mândri că Dumnezeu ne-a ales ca popor să-L primim în nou sau Ierusalim și lumea să nu creadă că va veni peste câteva sute de ani sau îi mântuitor
va veni peste mii de ani, nu. În viața noastră de acum, chiar pot să spun că și în viața mea, Mântuitorul va veni. Și va veni exact așa cum se întâmplă să iese soarele de după nori. Nimeni nu va ști când va veni, dar îl va vedea și numai că va vedea sus pe cer. Că atunci nu toată lumea va crede, vor spune că sunt holograme, nu. Mântuitorul va veni în mijlocul nostru și îl vom putea lua în braț, vom putea strânge în brață, vom putea săruta. Deci nu va fi o hologramă pe cer și nu va vorbi de acolo, nu. Mântuitorul va fi între oameni, printre poporul său ales. Ați simțit nevoia zilele trecute să scrieți din nou despre extraterestri și să transmiteți din nou ideea că aceștia sunt o certitudine? De ce asta? Am scris din nou despre extraterestri, aș vrea să-l găsesc și eu. Sâmbătă, 3 februarie. Da, pentru că primeam, da, extraterestri vin de la răsărit și asta. Primeam tot felul de mesaje, Roxana, în care, comentarii, în care, nu știu dacă vrei să-mi dai și titlul exact. Sunt așa imediat. Cei care scriau și pe mine și despre extraterestri și spuneau că sunt diavol. Și atunci am simțit nevoia să reiau articolul și să le spun că extraterestrii există, că sunt creația lui Dumnezeu. Ați spus în felul următor, extraterestrii vin de la răsărit. Aici am găsit, creația cu adevărat a lui Dumnezeu și că acest lucru nu îl spun numai eu, ci îl spun atâția oameni de știință. Și ar fi prea copilăresc să credem că noi suntem în acest univers infinit, că numai noi 8 miliarde de oameni, cred că a rămas mai puțin, suntem elocuit acest univers. Nu. Dacă nu erau aceste ființe extraterestre, vă asigur eu că nu am fi avut nici internet, nici televiziuni, nici telefonie mobilă. Toate acestea s-au făcut cu ajutorul fraților noștri, frați pentru că sunt creația lui Dumnezeu, din afara Pământului, adică de extraterestri, indiferent cum ar arăta ei. Am mai spus-o și altă dată, ei au forța de, într-o clipită, într-o fracțiune de secundă, din acea steluță de lumină să devină cu chip ca noi, cum suntem noi, și în schimb să pună umărul la dezvoltarea științei, de orice fel, fie medicină, fie istorie, geografie, fie acum suntem acum cu internetul. Deci toate au fost posibile ca să ne bucurăm de ele numai cu ajutorul acestor ființe create de Dumnezeu. Și când spuneam că sunt, uite ce spuneau în glas divin, extraterestrii sunt creația Duhului Sfânt, ei sunt o certitudine. Deci nu putem, și atunci se găsesc tot felul de oameni care nu cred și care au o privire, să spun așa, doar înainte, nu vor să vadă nici să audă nici în stânga, nici în dreapta. Dacă li s-a spus că doar Biblia e de bază și tot ce scrie în Biblie să creadă, să ne amintim că și Biblia a fost modificată de multe ori, s-a scris adeseori, s-au tradus greșit textele, pentru că tot de oameni este scrisă și tot de oameni este tradusă. Deci, așa cum și am uitat acum când s-a scris că Fecioara va lua în pântece și cel care trebuia să traducă Biblia, așa, a scris că nu se poate ca o Fecioară să ia în pântece, ci Fecioara, tânăra va lua în pântece, este Sfânta Evanghelie, și a plecat acasă, deci a ajutat la traducerea Bibliei. Și în momentul când a venit a doua zi, a scris din nou, a găsit modificat, Duhul Sfânt a modificat acolo și a scris din nou, Fecioara va lua în pântece. Da. El a crezut, preotul acesta a crezut că colegii lui au modificat și a scris din nou, Fecioara va lua în pântece. Așa. Și a treia zi când a venit a găsit și atunci, sunt eu în gură de aur era, și atunci a scris, i-a spus Duhul Sfânt, pentru că nu ai crezut că Fecioara... Nu, am greșit, Sfântul Simeon era...
pe care noi l-am, bătrânul Simeon, care a trăit 300 și vreo 70 de ani, Da, parcă da, da, așa. da, da. Și pentru că el nu a crezut că o fecioară va lua în vântece și va naște pe Fiul lui Dumnezeu, A trăit i-a până a spus, văzut cu ochii lui, nu? da, nu vei muri, nu vei veni în sus până când nu vei vedea cu ochii tăi fecioara și pruncul lui Dumnezeu care se va naște din fecioară. Era Sfântul Simeon, da. Uite, nu mi-amintea și uite, Doamne, Doamne, am vrut ca să-mi amintesc, dar știi cum așa, într-o clipă mi-am amintit despre cine era vorba. Da, și vreau să spun legat de extraterestre, uite, spunea un glas, uite, îi vezi, și e de curând mesajul ăsta, de asta l-am pus și cu cel mai vechi, uite, ei sunt, îi vezi, extraterestre sunt ființe reale create de Dumnezeu. Și un glas spunea și că da, dar ei locuiesc la un loc, uite, vezi, drumul lor e așa, uite, e acolo, acolo stau ei și vin de acolo dinspre răsărit. Și vedeam înspre răsărit, Roxana, așa cum răsare soarele mare și roșu și îl vedem. Deci tot așa vedeam pur și simplu o minge de foc, ca o minge de foc care s-a ridicat de la răsărit și imediat s-a transformat într-un OZN, un OZN mare din care extraterestrii puteau să iese în natură, în atmosferă, așa cum cad frunzele, zboară în aer. Așa stau acești omuleți care au misiunea de la Dumnezeu, de la Maica Domnului, să o protească în mod special România. Pentru că România este țara sfântă. Va fi țara sfântă, toate popoarele, este și va fi, toate popoarele de pe întreaga Pământul vor veni în România și vor veni pentru Catedrala Mântuirii la Neamului, atât de controversată, pentru că mulți cred că acei bani sunt aruncați degeaba, pentru, nu, că au preoții mofturi și că de aia a făcut și multe, multe cuvinte despre care nu vreau să-mi amintesc, că sunt cuvinte jignitoare și urâte la Catedrala Mântuirii Neamului, dar aș vrea doar să amintesc că această Catedrală a Mântuirii Neamului are și titlul venit din cer pentru cel care i-a dat numele de Catedrala Mântuirii Neamului. Sunt sigur că a fost inspirat de Duhul Sfânt și de Maica Domnului. Când spunem neamului, nu e vorba doar de neamul nostru românesc, ci a neamului omenesc. Și titlul este Catedrala Mântuirii Neamului. Nu a fost întâmplător denumită așa, ci sunt sigură că de la Duhul Sfânt a primit numele acesta. Toate popoarele vor veni în țara noastră. Da, mulți spun că e, da, România buricul pământului, că sunt așa oameni, că sunt așa. Și ce dacă? Nu există pădure fără uscături. Noi ne rugăm și pentru acei oameni. Nu-mi place când cineva, Roxana, spune despre România în mod, cum să spun, urât. Cu toate că sunt români și au plecat în afară, nu-mi place când încearcă să dezvolte o știre falsă sau pur și simplu scrisă eronată, să spun, și vor să facă din ea o știre în care să-ți fie frică să și deschizi. Da, da, Deci, da. nu, dragilor, vreau să le spun oamenilor, un cutremur devastator nu va fi în România și când e vorba de război, războiul nu va afecta România. Ceea ce va afecta România va fi zăpada de vărsanți care se va topi brusc, ploile care vor fi și tot așa, unde, pentru oamenii care stau la munte și acolo, da, vor fi inundații. Dar în rest, România este ocrotită de Duhul Sfânt și de Maica Ne Domnului. vom întoarce la ce ați scris, la ce ați mai scris între timp pe blog, pentru că, așa cum spuneam, noi n-am mai vorbit de vreo 2 săptămâni și s-au adunat acolo câteva informații, dar fac o scurtă paranteză, pentru că observ deseori mesajele care apar pe pagina de Facebook și pe YouTube. Toată lumea e liberă să-și dea cu părerea cu privire la orice. Deși oamenii acum nu mai au așa, nu mai au niciun filtru al gândirii și parcă scriu acolo tot ce le trece prin minte fără să mai se mai Așa este. gândească. Băi, e cu bun simț, nu este. Are sens să scriu asta? Influențează cu ceva dacă scriu acest lucru? Și este de altfel un mesaj aici, că le tot văd și eu. De obicei, tac, nu dau curs discuțiilor, dar o doamnă Așa spune în este. felul următor. Dacă zici că ești credincioasă, de ce te vopsești și te rujezi ca să apar pe net? Da, Roxana. Explicați puțin, doamne, care este legătura dintre credință și a avea un aspect îngrijit?
Pentru că Nu după știu. poza de profil a doamnei, eu văd că și ea este aranjată. Tragem concluzia că nu este credincioasă, nu? Dacă e aranjată. Exact, da. Nu. Vreau să-i spun, doamne, și tuturor celor care văd că apar îngrijit, așa îmi place mie, pentru că trăim într-o societate, trăim într-o lume nouă, deci nu pot să apar nici ca o măicuță, pentru că nu sunt măicuță la mănăstire, nu pot să, nu pot să apar nici neîngrijit, nevopsit, nerușat, pentru că lui Dumnezeu și Maicii Domnului îi place să ne îngrijim, să arătăm bine. Păi cine s-ar mai uita la mine, să zic așa, și în general, dacă noi femeile nu ne-am îngrijit, chiar dacă apar și vorbesc despre lucruri sfinte, de câte ori Mântuitorul nu mi-a apărut în față și Maica Domnului și eram îngrijită, eram rujată, eram un pic machiată, deci eram vopsită și a venit Mântuitorul și m-a strâns în brațe și m-am îngâiat la fel și Maica Domnului. Deci lui Dumnezeu îi place să ne îngrijim și Maicii Domnului. Niciodată Dumnezeu nu ne va judeca pentru faptul că ne îngrijim, că ne vopsim, că ne rujăm, că ne machiem, nu. Dumnezeu nu ne va judeca după aceasta. Nu ne va întreba de ce te-ai rujat sau de ce te-ai machiat, nu. Dumnezeu ne va întreba câtă credință ai avut, ce fapte bune ai avut. Deci îmi place și întotdeauna voi apărea așa, pentru că îmi place să mă îngrijesc și îmi place ca atunci când vorbesc, când apar în fața oamenilor, să nu creez așa o stare, o repulsie, ce mai faci, mai vorbește și nebuna asta, sau ce mai vorbește și asta, uite cum arată. Deci nu, nu-mi place și nu are nicio legătură cu credința și despre ceea ce vorbesc eu. Deci putem să ne îngrijim, să nu mergem rujate la Sfânta Biserică, să mărturim icoanele. Dar niciodată nu putem să spunem că mergem, că doar merg la biserică și trebuie să merg cât mai modest. Eu sunt de felul meu, o fire modestă, veselă, chiar dacă am un necaz, nu se vede, pentru că sunt întotdeauna veselă și zâmbăreață, să spun așa. Și întotdeauna voi avea un aspect îngrijit, pentru că nu e un păcat. Un păcat să ne lăsăm așa. Atunci s-a supărat Dumnezeu. Chiar am avut odată o viziune cu mine. Eram dimineața, m-am trezit și vedeam o lumină albă. Eu știu că lucrurile toate care le văd doar sunt cu pleoapele închise, știi? Și m-a trezit așa ca la un șoc electric și mă vedeam pe mine cam la vreo 10 metri de patul în care stăteam și eram îmbrăcată tot cu ceva roz și țineam în mâinile mele caietul pe care scriam. Dar mă vedeam exact așa cum apar eu de obicei, îngrijită. Ori dacă Dumnezeu vroia ca să nu apară îngrijită, putea să mă arate un alt tip al meu în care nu sunt îngrijită. Și totuși Dumnezeu mi-a arătat acolo sus și cu caietul în mână, ca și cum a spune, scrie tot ce vezi, cum mi-a mai spus și altădată, și tot ce ai să auzi. E bine să ne îngrijim, e frumos și mai citim. Da, a fost o scurtă paranteză. Mai sunt și alte mesaje. Cum, că de ce vreți părerea acestei doamne? Păi uitați că o vrem pentru că sunt oameni care o urmăresc, sunt oameni care sunt curioși să-i afle părerea. Dumneavoastră înțeleg că nu sunteți. Noi avem atât de multe emisiuni la Bezei Live din atât de multe domenii încât cu siguranță puteți găsi informațiile care vă plac fără nicio problemă. Nu înțeleg lucrul acesta. De ce urmărești ceva și mai ales mai lași și un mesaj acolo unde nu te interesează? Treci mai departe. E foarte simplu, e atât de simplu. Astfel de oameni, Roxana, aș hrănesc sufletul cu astfel de mesaje răutăcioase. Știi cum spune? I-am zis-o. Aha, ce bine că i-am zis-o. I-am făcut-o. Uite, am zis-o și-o mai văzut și alții. Știi? În felul acesta. Deci te hrănesc cu astfel de comentarii. Bun. Deci atunci, dacă ziua dumnealor este mai bună astfel, să ne bucurăm, nu, că le-am oferit cadru aici unde să se manifeste. Da. Aș mai vrea, Ana, dacă îmi dai voie, să spun ceva despre Italia. Spuneți, vă rog. Vă ascult. Dimineață. Deci auzeam un glas dimineață, m-a trezit și a scris Forța Italia. Italia pune forța pe pământ. Deci acum fiecare îl putem tălmăci cum dorim. Deci Forța Italia, Italia pune forța pe pământ. Să sperăm că totuși în Italia va fi liniște și nu va pune forța pe pământ, știi? Nu se va implica în vreun conflict dintre țări. Eu așa îl iau acest mesaj, că Italia pune forța pe pământ.
Deci să sperăm că Italia va sta liniștită acolo și nu va cădea în plasa altor țări din Uitați, alt conflict. mesaj. Cineva întreabă ce ne puteți spune în privința conducătorilor acestei țări. Haideți să-l așteptăm pe domnul președinte să plece și atunci toată lumea va afla că nu a mințit și că nu spune de la mine. Când am spus că domnul președinte, încă din primul mandat, că nu își va termina mandatul de președinte. Și atunci vor afla multe persoane. Altfel despre politică aș vrea să nu spun prea multe pentru că mi-e teamă să nu greșesc sau să nu zică cineva că i-am stricat Imaginea, imaginea. nu? Ceea ce pot spune că următoarele alegeri, chiar dacă vor fi aceiași oameni, să nu se bucure prea mult, pentru că până la urmă tot tinerii vor veni la conducere și țara, chiar în România, va curge lapte și miere. Altcineva întreabă, cu începerea celui de-al treilea război mondial, o să fie foamete și în România sau criză de apă? Da, am auzit și eu Sau o pană că de la curent de vreo 3 zile, așa cum se am tot auzit și anunță? eu că da, oamenii își fac provizii, pun boabe de grâu în vid să aibă ce mânca. Dragilor, știți cum spune la Sfânta Evanghelie? Știți? Omul nu trăiește numai cu hrană pământească, cu pâine, ci atunci când vom fi la răstriște, ne putem hrăni și cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu va fi foamete în România și nici nu va, apa nu va dispărea. Scriam cu ceva timp, 1 sau 2 ani să fie, că vor seca fântânile la Da. țară. Și s-a întâmplat anul trecut, că au secat multe, multe fântâni. Și când am dat de acest articol, mi-am zis, zic, Doamne, zic, chiar uite, zic, acolo am găsit și uite, chiar că a fost probleme anul trecut, că au secat multe fântâni. Da. Nu, România nu va fi ocrotită și nu va suferi nici de foame, nici nu va suferi din cauza vreunui război sau vreunui cutremur devastator și nici de sete. Important e ca să, din puținul nostru pe care îl avem, Roxana, să rupem de acolo, chiar dacă nu ne cere cineva necăjit, poate este rușine, să dăm și celui care nu are. Ați abordat și altă temă cu ceva timp în urmă și vă spun acum, mai precis joi pe 25 ianuarie, ați scris în felul următor, căsătoria bărbat cu bărbat. E de actualitate discuția, da. Este de actualitate, da, ceea ce în ianuarie spui, da? Da, pe 28. Spunea un glas despre asta și vedeam doi bărbați ținându-se de mână, știi? Sper să-l găsesc și eu. Mi-amintesc și se mira acel glas cum poate cineva să pună o asemenea întrebare, da? Era vorba, am găsit, Roxana, și spunea că băgarea, deci nu introducerea, era și un cuvânt popular, să spunem, băgarea în Parlament a legii căsătoriilor, bărbat cu bărbat, ceea ce vreau să spun. Cred că România va fi până la urmă obligată, de la Bruxelles, va fi obligată să legifereze căsătoria bărbat cu bărbat și probabil femeie cu femeie. Aici era un mesaj, vorba de bărbat cu bărbat. Aceasta vrea să spună acest mesaj. Și cum România, din păcate, execută ceea ce primește ordine din afară, cred că și la noi se va legifera această. Da, eu sunt de acord. Fiecare poate să-și trăiască viața cum vrea, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Dar să nu aibă dreptul să aibă niciodată copii, nici măcar în viață. În momentul în care părinte 1, părinte 2, mamă 1, mamă 2, nu. Vrei să fie așa? Faceți voi, bărbat cu bărbat un copil sau femeie cu femeie un copil. Și atunci sunt copiii voștri. Dar nu aveți voie să fiți părinți dacă ați lăsat așa. Pentru că Dumnezeu a lăsat ca bărbatul cu femeia să se unească, să fie un singur trup și din rodul iubirii lor să se nască pruncii. Ori dacă ei sunt bărbat cu bărbat, așa au ales, deci au ales ca să nu aibă copii. Pentru că un copil înfiat de astfel de oameni care vor să trăiască viața lor așa și treaba lor e viața lor, deci automat îl îndrumă spre această cale când el crește, ca să facă ceea ce făceau bărbatul cu bărbatul și femeia cu femeia. Deci n-au decât să se căsătorească, să fie sănătoși, fericiți, nimeni nu se opune, nimeni nu-i jignește, dar să nu aibă copii.
Să nu fieți copii, asta vreau să spun. Un alt Așa, mesaj. Spuneți. așa ar trebui statul să nu li se aprobe să crească copiii astfel de căsătorii. Iată. Tot din acea zi, un alt mesaj. Cele 10 porunci sunt de fapt 11. Da, Roxana, mi-a plăcut tare mult aceasta, știi, cu poruncile. Mi-a plăcut enorm pentru că tot în ianuarie, nu? Da, Tot în ianuarie. 28. Pe 28. Era un glas care spunea că a 11-a poruncă este de fapt să aducem oamenii la credință. Nu am găsit eu, dar îl găsesc, dar mi-amintesc foarte bine despre l-am găsit, așa. Ați găsit bun. Un glas din cer spunea că sunt 10 porunci, mi-a plăcut tare mult și spunea că să nu furi, să nu ucizi. Nu le-a spus pe toate, doar acestea două. Și un glas spune că da, uite, mai este o poruncă. Uite, este aceasta, să aduci cât mai mulți oameni la credință. Și atunci eu am scris așa, un titlu, cele 10 porunci sunt de fapt 11. Da, sunt 11, cineva îmi spune, dar ce, ești tu Moise, ești tu, cine te crezi că spui că sunt 11 porunci? Bineînțeles că nu am dat curs acelui comentariu, așa. Nu este nimic rău, dimpotrivă, Dumnezeu ne spune să întoarcem pe aproapele nostru la credință. Deci, iată încă o poruncă de sus, de la Dumnezeu, atunci când vom pleca din această viață, ne va întreba câți oameni. Ai respectat toate poruncile? Da, Doamne, le-am respectat pe toate 10. Dar mai este încă una, 11-a. Câți oameni ai adus la credință? Cât ai încercat să-i convingi că eu sunt aici, că eu sunt creatorul? Păi n-am știut că trebuie să fac asta. Deci, iată încă o poruncă în care Dumnezeu ne avertizează că trebuie să încercăm să aducem cât mai mulți oameni la El. Și nu cu forța, ci din dragoste, explicându-i ce se întâmplă dacă e cu tot sufletul spre Dumnezeu și Maica Domnului. Da, uite, un prim pas și în ton cu ce am vorbit azi ar fi să nu mai scoatem așa din noi toată răutatea asta, nu? Da, nu trebuie să scoatem, pentru că ne atragem păcate. Deci, cei care scot astfel de răutăți verbale, scrise, ei se simt bine pe moment, dar sunt sigură că după aceea au un sentiment de greutate în sufletul lor, pentru că au spus. Ah, ar Sau fi sunt bine să apară astfel de sentimente. bine, dar sunt multe persoane care îmi spune, că doamna Maria, dar de ce nu ați publicat comentariul meu? A, nu vă place, zice, când cineva vă contrazice. Sau care nu vă plac, de ce nu le publicați? Și bineînțeles, atunci eu și eu am spus, zic, da, uite, de aia nu-mi place și mă aștept și pe ăla cu întrebare de ce și cum. Consider că atâta timp cât eu administrez blogul Dumnezeu există mărturie, cât este pagina mea de Facebook, am dreptul să aleg comentariile care sunt publicate și care nu. Și nu toți neapărat țipă și mă jignesc pe mine, ci și pe cititori. Și atunci parcă mă doare mai tare decât pe mine. Înțeleg ce spuneți. Care ar fi concluzia discuției noastre? Sau ar mai fi ceva de adăugat? Nu, am spus despre Italia o concluzie. Aș vrea ca toți cei care ne-au urmărit să creadă că nu de la mine am vorbit, ci am vorbit numai de la Bunul Dumnezeu și de la Maica Domnului în cuvântul Său. Și să nu mai aplece urechea, să nu mai ia de bune ceea ce văd scris în presa online, că acum nu mai sunt ziare, la televiziuni. Când văd o astfel de știre care le dau în suflet și în inimă teamă, îi duc în panică, pur și simplu să închidă acea sursă de știri și să iese în aer liber, să gândească că noi suntem fiii lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și că România este ocrotită și că nimic rău nu ni se va întâmpla nouă și familiei noastre. Mulțumesc pentru discuția de Și astăzi eu vă mulțumesc. și Eu vă mulțumesc. aștept să ne revedem. Ne-a urmărit. Dar vă pup și vă iubesc. Doamne ajută!
Doamna Maria Gheorghiu a fost alături de noi la acest moment. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit până la final. Emisiunea rămâne înregistrată atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube BZI Live. Vă invit să dați un like și un share pentru ca discuția să ajungă la cel mai mult, la cât mai mulți oameni interesați de ceea ce discută invitata noastră. Rămâneți în continuare alături de Valentin Huțanu de la ora 13 și de Georgiana Adam de la ora 16, iar noi ne vom revedea mâine. O zi frumoasă!